Meseria este brățară de aur, spune românul. Ba, e din cristale, ar putea spune un orădean. Povestea lui a început timid în urmă cu 10 ani, însă acum a ajuns să lucreze cu celebra casă Swarovski, iar bijuteriile care ies din mâinile lui sunt purtate de doamnele din întreaga lume. Să facem cunoștință cu Cristian Drâmbă. În urmă cu 10 ani a decis că trebuie să facă ceva pe cont propriu. Așa că împreună cu soția a început să creeze bijuterii din cristale Swarovski. Un început timid în subsolul unui bloc. Acum un atelier cochet și din mâinile lor ies adevărate opere de artă. Asta e flacăra. Asta are 3000 de grade. Nu e deloc muncă ușoară. Cristalul este montat din punctul să vedea bine. Asta este o variantă mai simplă de montură. Există monturi mai ales la cele mici. Dar el le face pe toate, iar bijutierul din Oradea a ajuns cunoscut în toată țara. Ne trimit poze clienți din toată țara, ne întreabă sau ne împărtășesc idei pe care un desen, o schiță, orice, și atunci noi încercăm să facem un design. Iar clienții sunt foarte mulțumiți. Pentru a purta corochie simplă, dar distinsă, să porți un produs foarte atrăgător ochiului. Desigur, te remarcă o sală întreagă. Și el a fost însă remarcat de celebra casă de bijuterii care produce cristalele, pentru care a ajuns să creeze. Aceste două produse sunt unicate și greu replicabile, pentru că au fost create piesă cu piesă. Bijuteriile cu cristale Swarovski create în atelierul Oradeanului costă de la câteva sute până la câteva mii de lei. Scump ar putea spune domnii. Pentru doamne însă, o bijuterie de lux este neprețuită.